Ce înseamnă finanțare socială? Cum se poate măsura? Mulțumesc pentru întrebare. Sunt mai multe moduri de a măsura finanțarea socială. Dar aș începe prin altceva. Aș începe prin, dacă căutăm simplu pe Google, care sunt cele mai mari probleme ale României sau unde este România pe ultimul loc în Uniunea Europeană, o să găsim foarte multe răspunsuri. Mai multe capitole. Da, mai multe capitole. O să găsim că suntem pe penultimul loc sau pe ultimul loc la majoritatea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sunt 17 obiective de dezvoltare durabilă. La multe suntem penultimul loc, ultimul loc, dar cred că cel mai important unde suntem ultimul loc este cooperarea. Mai departe, asta înseamnă că avem foarte multe gap-uri la nivel de societate. Foarte multe gap-uri care pot fi acoperite, sau măcar să încercăm să le acoperim, prin zona de economie socială și prin organizații non-guvernamentale și prin întreprinderi sociale. Acum, cum facem asta? Cum sprijinim aceste organizații ca să putem acoperi aceste gap-uri? Cred că e foarte important. Noi, în BCR Social Finance, am construit o distopie, dacă vreți, un ONG bancar, în sensul că noi nu distribuim dividende. E scris în statutul organizației, deși suntem un IFN, nu distribuim dividende, totul este reinvestit în organizație. Și am dezvoltat anumite verticale foarte importante. O verticală prin care finanțăm ONG-uri și întreprinderi sociale și la momentul actual avem peste 100 de organizații pe care le sprijinim. Ne uităm foarte mult la infrastructură socială, de la cămine de bătrâni, la școli sau chiar zona de cultură. Și iarăși o altă zonă foarte importantă e zona de educație, unde finanțăm școli, grădinițe, credite de studii. E un produs nou pe care l-am lansat și unde nevoia este foarte, foarte mare în România. Acum, nu este vorba doar despre finanțare și cred că asta e foarte important să înțelegem. Organizațiile din economia socială trebuie să meargă într-o zonă de sustenabilitate a modelului lor de business. Da, se cheamă tot model de business, chiar dacă este grant-based, dacă sunt doar donații care susțin organizația respectivă sau dacă funcționează doar pe, să spunem, granturi europene, anumite organizații. Fiecare model trebuie să aibă o zonă de sustenabilitate. Și am auzit de curând la Bruxelles că cuvântul sustainability, it's abused. Și aici trebuie să discutăm ce înseamnă asta. Toată lumea spune sustenabilitate, dar mai departe este cum reușești să intri dincolo de operațiunile zilnice ale organizației și îi ajuți concret cu modul în care ei își construiesc modelul de business, modul în care își înțeleg contabilitatea, își înțeleg activitatea, își înțeleg cum fac marketing sau cum fac fundraising. Și aici trebuie să activezi prin mai multe vehicule. De curând, în decembrie, am lansat un vehicul care se cheamă Amplify ONG și care are rolul de a construi comunități. Finanțarea socială se face prin construcția și ajutorul pentru comunități. Nu există doar o finanțare. Dacă te uiți doar să dai un credit, înseamnă că n-ai înțeles nimic din cuvântul finanțare socială și din sustenabilitatea cuvântului finanțare socială. Deci, cred că cel mai important lucru este să te uiți la o relație pe termen lung, să vezi cum reușești să ajuți real comunitățile, cum ești prezent, cum înțelegi problemele reale ale anumitei comunități, pentru că de multe ori sunt anumite probleme în Moldova, sunt altele în Muntenia, sunt altele în Oltenia, sunt altele în Ardeal. Putem să generalizăm, să spunem că sunt, să le punem în niște categorii, dar trebuie să înțelegem foarte, foarte bine nevoile comunităților locale. Deci finanțarea socială și dezvoltarea economiei sociale se face prin înțelegerea foarte bună a specificului din fiecare zonă. Și sigur, Iași are un specific, Moldova are un specific și e foarte important să construim mai multe modele care să fie sustenabile și finanțabile și investibile, pentru că vorbim aici de fonduri europene de investiții, de fonduri de investiții, de venture capital, de lucruri care par un pic ahead of times pentru momentul în care suntem noi azi în România. Fondurile de investiții, venture capital, sincer, nu prea găsesc ținte în România. Pentru că nu avem suficiente întreprinderi sociale, suficiente dezvoltate ca să fie investibile. Sunt câteva exemple, le avem aici în sală și le știm care sunt. Dar cred că mai departe trebuie să ne preocupăm cu toții cum construim o societate civilă și o economie socială investibilă în România ca să poată fi și finanțabilă.
Și domnule Buciuc, pentru că BCR Social Finance are deja un pic mai multă istorie în spate legată de finanțarea unor organizații de economie socială, vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această temă a educației financiare în rândul antreprenorilor sociali și a românilor aproape, pentru că BCR, compania mare, mamă, are programe importante în această zonă. Da, Bogdan, foarte importantă partea de educație. Și acum îmi vine să vă spun ceva. Zilele astea am un motto care mă face să merg înainte și sună cam așa. Cei care știu sigur că nu se poate face, să nu îi oprească pe, sau să îi oprească pe cei care fac deja. Cred că, de fapt, zona asta de educație e ceva ce dezvoltăm împreună și dezvoltăm de foarte mult timp și încercăm să dezvoltăm în România. Sigur, BCR a atins deja 1 milion de români prin programul de educație financiară. Am lansat de curând o petiție pentru ca educația financiară să fie introdusă în școli. Educația de business are și un obiectiv pentru noi și punem gratuit și educație de business și educație financiară ca și content îl punem la dispoziția românilor. Noi nu avem o tradiție în antreprenoriat, nici măcar social. Dar să nu mai spunem de antreprenoriat clasic, că vorbeam de SRL-uri, zicea ieri, ok, un SRL sau de fapt este un ONG sau nu, definit în lege. Și trebuie să-l construim, dar trebuie să ne construim prin educație financiară și educație de business acest spirit de antreprenori, antreprenori clasici sau antreprenori sociali. Și e foarte important că apar organizații românești care sprijină antreprenorii sociali. E foarte important că reușim să aducem și grupuri mari care să sprijine antreprenorii sociali. Și mai departe, dacă vorbim de educație, sigur sunt multe programe de educație. Noi am ales să mergem în zona de sprijin pentru educație de business și educație socială, vă spuneam de Amplify, creează comunități și acolo oamenii pot să se educe între ei, pentru că cred că actorii societății civile știu cel mai bine ce au nevoie organizațiile cu care lucrează sau care sunt în zona de economie socială. Și de curând, o să vă spun despre un vis al meu, de curând noi am lansat un produs care se cheamă Study Up și prin care sprijinim educația. Sprijinim educația la nivel de studenți în România, dar și tot ce înseamnă post-universitar, orice școală profesională sau oricine vrea să facă reconversie profesională. Deja am atins niște numere, vrem să extindem produsul și în afara României. Eu când eram în facultate mi-aș fi dorit să existe un astfel de produs ca să pot accesa anumite studii. Nu era. A trebuit să studiem foarte bine cum construim acest produs. Dar vă spuneam de un vis și cu visul o să închei ca toată lumea să poată să spună opiniile în seara asta. Sau după masa asta. Visul se cheamă cum menținem tinerii în România și cum oprim brain drain-ul și cum reușim să menținem valoarea adăugată în România. Și o să vă dau un exemplu. E o organizație în Columbia care se cheamă Col Futuro. Ei acum 20 de ani au lansat un credit de studii. Credit de studii care la momentul de față a atins undeva la 800 de milioane de dolari, credite de studii date către columbieni care pleacă în afară, studiază și dacă se întorc în Columbia, dacă lucrează în capitală, li se uită undeva la jumătate din creditul de studii și dacă lucrează într-o altă localitate din țară, li se uită până la 80%. Totul cu un grant al guvernului columbian în spate, că am avut și Ministerul Muncii azi cu noi, care îi ajută să implementeze acest proiect, un grant care nu e atât de mare, sunt 10 milioane de dolari anual. Ei ating undeva la 3.000 de studenți pe an și undeva la 20 de milioane de dolari sunt creditele pe care le dau. Visul meu, și poate și al nostru, dacă reușim să ne punem la masă pe subiectul ăsta, e să creăm acest produs și în România, să reușim să ne ținem valoarea în România, să ne ținem tinerii în România și să creăm împreună cu ei nu doar antreprenoriat social, ci și antreprenoriat clasic, care de fapt este foarte social. Da?